E țipuriți ceva? De mă doare tare, orice fac. Nu, să auzim. Mai ales când dă bărbatul. Înțeleg de ce se confundă frecvent Oașul cu Maramureșul, cu toate că singurul lucru pe care l-au în comun este frontiera cu Ucraina. Peisajul, portul, arhitectura, muzica, fizionomia și firea oamenilor de aici individualizează puternic țara Oașului, făcând-o să pară o stranie enclavă românească în România. S-a spus că oșenii ar fi descendenții direcți ai dacilor, sau mai mult, urmașii unei populații proto-dacice, ai străromânilor, cum îi numea Sextil Pușcariu. Sunt blonzi, puternici, frumoși, cu firi aspre, orgolioși și adesea violenți. Pun mare preț pe bunăstarea materială, fiind cunoscuți încă din vremea comunismului în toată țara pentru hărnicia și curajul cu care lucrau în cele mai vitrege condiții. Vopseau stâlpe de înaltă tensiune, turnau digurile la drumuri, curățau tancurile și bazinele de petrol la rafinării sau în porturi. Muncind din greu prin țară și străinătate, oșenii sunt oameni avuți și gospodari,
dar din păcate satele lor seamănă din ce în ce mai puțin cu satul românesc. Arhitectura tradițională a dispărut, i-au luat locul casele mărețe, în dezacord cu statura omului și unduirea peisajului. Costumul nu mai seamănă cu cel din Lada de Zestre. Dantela franțuzească și accesorile orientale au înlocuit broderiile manuale ce înnobilau odinioară costumul de sărbătoare. Eu pe dumneata te văd îmbrăcat într-un costum foarte frumos, vechi, cu trei șiri aici, am de cânepă. Cum îi explicați dumneata, cum îți explici dumneata, Lene? Dânsele au alte costume și alte motive. Dânsele au alte costume ca ale făcute de margeale și făcute cu cipci. Așa. Cel mai mult. Și făcute la mașină. La mașină. Și astea amnetare sunt făcute de mână? De mână, în teară, cu mână. În teară. Cu mână. Și faceți și în ziua de astăzi teară? Păi că facem când avem pui, dar n-avem pui. Cum să facem? Deci se mai poartă? Nu se mai poartă postul. Se mai poartă, dar... Rar. Am o să fac de astea mai noi. De ce? Pe mine trebuie pășit pe pedale. Îți leneșe. Așa se vede. Ai, bătiță, ești om, nici anul spuci unde somn, nici anul spuci unde somn. Măi, bătiță, om de si, nici anul putea dormi. Toată această modernizare a satului oșenesc rezistă în neferesc parcă o formă muzicală veche de când lumea, țipuritura.
țipuritura de unul singur și țipuritura însoțitoare a dansului. Și dansul este stranul la rândul său, cu ritmul sincopate, în contratimp, uneori un fel de mers solemn, ca în ritualul păstoresc de la sâmbra oilor, sau magic, precum dansul fetelor care se leagă în jurul rădăcinii de mătrăgună. Dansul din Oaș a fost preluat de primele ansambluri din România înființate după model moscovit și prezentat de cele mai multe ori ca o ciudățenie, fără să îi se înțeleagă sensul primordial. De când ziceți încetere? De la vârsta de 13 ani. De 13 ani, vă învăța cineva? Nu. Singur. Am prins de la cetiraș, care a fost mai bun. Am avut inima sensibilă și imediat am înregistrat orice. La muzică, adică. La fel s-a întâmplat și cu muzica lor, bazată pe structuri melodice arhaice. A fost scoasă din ritual și modificată fără niciun discernământ pentru a fi accesibilă atât cetirașilor lipsiți de har, cât și interpreților ale căror ambitusuri vocale nu le permiteau abordarea repertoriului oșenesc. Zi una când vii de la fete. Noapte. Întrebat-o șenii ce este de fapt țipuitura, iar răspunsurile m-au surprins, mărind misterul acestei răbuvniri a ființelor. Pentru ei, țipuritura este un strigă prin care ajung la Dumnezeu, o intrare în univers, un imn prin care se unesc cu natura, cu codul. Este ecoul sonor care strigă viața, materializarea vieții prin cânte. Sărbătoare, dar și la lucru atunci când trudesc la tăiatul lemnului, la muncile agricole, păstorind animalele sau înșezători. Cântă la trecerea marilor praguri, naștere, nuntă, înmormântare. Înainte vreme, ziceau din frunză, drâmbă, tilincă, fluier, trâmbiță, iar mai târziu din ceter.
Oșenii țipuresc când și după cum sunt inspirați. Țipuriturile lor se suprapun, creându-se o înlănțuire într-o ascensiune. Reprezintă încercarea oșanului de a atinge cerul.
neamuregul meu, la 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 la. Că să-mi povestești dorul tău, la 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 la. Să-mi povestești dorul, să-l vedem care-i mai greu. Constantin Noica spunea: în câte o țipuritură din țara oașului, eu văd rezumat întregii noastre culturi, cu trecerea ei de la natură la rostire și întruchipare artistică. Chiotul inițial este încă natură. Dacă vrei, este ceva de ordinul cântecului privighetorii, sau mai degrabă al privighetorului, un cântec despre care naturaliștii ne spun că nu e intonat pentru poeți, ci doar pentru ca pasărea să anunțe în felul acesta că a pus stăpânire pe un loc, iar ceilalți să o lase acolo în rostul ei. Dar chiotul nostru, care este și el un fel de a spune: ascultați-mă, fraților, faceți-mi și mie loc în lume, trece în cuvânt, în vers, în logos, și devine astfel, dintr-o răsuflare, parcă altceva. Se preface într-un cânte care ar putea să țină cât lumea.